Bună seara și bun găsit la interviurile Reperul TV, emisiunea care vorbește despre realitatea din Galați și Brăila. Invitatul meu din această seară este domnul Marius Humelnicu, senator PSD de Galați. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit! Recunosc, domnule senator, mi-am propus de mult mai mult timp să vă invit aici în platoul de filmare de la Reperul TV. Asta și pentru faptul că la un moment dat dumneavoastră ați fost propunerea PSD pentru funcția de ministru al economiei. După numai o zi, v-ați retras. Comunicarea oficială a fost motive personale. Și îmi propusesem de mai mult timp să vă intervievez, voiam să aflu care au fost motivele acestea personale. De ce se retrage un om politic atunci când este votat de partid pentru funcția de ministru? Da, mulțumesc de întrebare, în primul rând. Cred că în afară de un interviu pe care l-am dat la un ziar din Galați, e prima oară când explic de ce m-am retras din motive personale. Dați-mi voi să spun ca și o istorie tot ce, pașii ce a urmat, cum s-au desfășurat. Dimineața la ora 11, când a fost birou permanent al Partidului Social Democrat, am fost propus de către organizația din Galați și din Brăila, de domnul Danica și domnul Mihai Tudose, cărora le mulțumesc pe această cale pentru încredere. S-a votat, într-adevăr, lista de miniștri. Apoi am avut la ora 17, am avut Consiliul Politic Național. Acolo sunt președinți de Consiliul Județene, sunt mult mai mulți, înțelegeți? Și s-a votat aceeași listă și am fost votat, într-adevăr, în unanimitate ca și desemnare a Ministerului Economiei, ca și ministru. După două ore am început pe toată mass media, din punctul meu de vedere, un neadevăr lansat împotriva mea, în sensul că acum 23 de ani am debutat, am jucat fotbal și am debutat într-un meci a Oțelului Galați, a echipei noastre din Galați, cu Rocar și că am fost, nu mi-am apărat corect șansele. Dacă vreți, acum 23 de ani, da, într-adevăr, am făcut sport, am făcut sport de echipă. A fost pentru mine, să știți, trecând de toată nebunia asta a fost ca un vis împlinit, ceea ce pentru gălățeni să poți să joci la echipa mare a Oțelului Galați acum 23 de ani, antrenor era Țiți Dumitriu, antrenor la echipa națională, la Steaua București și cu jucătorii acelei echipe a Oțelului Galați, a fost, v-am zis, ca un vis împlinit pentru mine. Nu mi s-a părut corect să mi se aducă niște acuze legate de faptul că nu mi-am apărat corect șansele. Aveam 21 de ani, trăiesc toți jucătorii, da, trăiește și antrenorul, pot fi întrebați, numai că vezi dumneavoastră atunci când mass media primește o informație și apare pe național doar faptul că nu mi-am apărat corect șansele și că nu am pus și nu am spus nimic de tot ceea ce am făcut, în sensul că am fost secretar de stat în Ministerul Transporturilor de două ori, în 2015, 2016 și în 2019, faptul că am fost site manager al municipiului Galați, conducând, fiind atunci la București când am răspuns de tot ce înseamnă Comisia Tehnico-Economică a Ministerului, ceea ce însemna că aprobam de fiecare dată toate investițiile, le analizam și le aprobam în acest comitet. Faptul că am fost ordonator principal de credite pe tot bugetul Ministerului Transportului și ceea ce înseamnă am semnat pe miliarde de euro, faptul că am răspuns de 18 companii naționale, regii autonome, agenții naționale, nimeni nu a zis acest lucru. Înțelegeți? Doar a aruncat cu un noroi. Eu am văzut în momentul în care ați fost nominalizat, site-urile de știri din România au spus cine este Marius Humelnicu și acolo au fost menționate funcțiile pe care le-ați avut anterior. Asta cu fotbalul atât de tare poate să afecteze un om politic încât după 23 de ani, votat fiind de către partidul din care face parte, să își retragă opțiunea de a ocupa funcția de ministru? Nu, din punctul meu de vedere să știți mai ales că nu știu dacă s-au și prezentat probe. Dom'le, nu și-ar fi apărat șansele corect, se spunea. În niciun caz să știți. Adică acele cred că mai există și care e problema? Este că spunând un neadevăr, apărând pe toată mass media, nimeni nu poate să zică, dom'le, nu pot să ies eu și să spun, dom'le, nu e adevărat. Apăr acum la dumneavoastră după 3 luni, după 2 luni jumătate și vă spun că nu e adevărat și ăsta e adevărul. Da? Și atunci am considerat
Da? Având în vedere că nu dădea doar în mine ca și om, și v-am zis cu un neadevăr, ci dădea în Partidul Social Democrat. Și atunci a fost mai important pentru mine, pentru că am făcut un joc de echipă și tot timpul am fost într-o echipă, a fost mai important faptul că să elimin, da, acest neadevăr și acest, cum să spun, un noroi aruncat pe Partidul Social Democrat, spunând, v-am zis, un neadevăr, și atunci am spus, domnule, mai bine mă retrag. De ce? Pentru a nu periclita, pentru că noi am vorbit, să știți, atunci, înainte de toate, Partidul Social Democrat a intrat la guvernare cu un pachet social, a intrat pentru a pune umărul, de a scoate România, de a o stabiliza, de a intra într-o normalitate. Și atunci, văzând că presa doar acest lucru l-a relevat, atunci credeți-mă că am spus, doamne, nu a sosit momentul meu. Încă. Păi ce veți face mai departe dacă vă mai nominalizează partidul pentru vreo funcție importantă și din nou o să apară materiale în presa centrală că, știu eu, a strântit vreun meci de fotbal din divizia B sau ce, o să vă retrageți din nou? Nu era mai simplu să ieșiți pe posturile de televiziune împreună cu oamenii de comunicare ai partidului și să spuneți, domnule, nu este adevărat. În primul rând, e un sport de echipă, suntem 11 oameni, e greu ca un singur om să facă blat. Asta e termenul și în fotbal, nu? Da, termenul este că nu ți-a percurit șansele, este blat. Da, credeți-mă că singur om nu poate strântească un meci de fotbal. V-am zis, pentru mine a fost un lucru extraordinar, ceea ce și recomand, să știți, tuturor, chiar dacă a fost acest eveniment, recomand tuturor părinților, bunicilor să-și dea copiii la sport, să facă sport, te învață sportul, să știți mult mai multe decât te învață că pierzi, da? Muncești în continuare, câștigi, iar muncești, iar pierzi și efectiv cum e viața, o fluctuațiile în care, dar niciodată nu te oprești. Contează foarte mult ca și copiii noștri să învețe acest lucru, ceea ce pe mine m-a învățat foarte mult. E un sport de echipă, te învață ce înseamnă fair play-ul, te învață să joci într-o echipă, să simți lucrul ăsta când vezi că, doamne, trebuie să mă pregătesc a doua zi, ai un program, sunt lucruri pe care ar trebui să le facem fiecare dintre noi. V-am spus, a fost o decizie, cred, discutată, să știți, deci nu am luat o decizie în care am spus, domnule, decât să apară așa, mai bine mă retrag, da, din motiv personal, pentru că nu am avut și nu ai timp atunci în acel, v-am zis, a fost de la ora 19, cred, până a doua zi, nu s-a vorbit decât despre mine și faptul că nu s-a zis, în cel puțin la televizor, nimic din ceea ce am făcut, ci doar faptul că odată, nu odată, ci efectiv am jucat. Să știți că cred că era mai bine pentru presă, pentru mass media, să fi avut dosar penal. Era mult mai bine decât să fi jucat sport de performanță, ceea ce, credeți-mă că nu a fost chiar plăcut pentru mine, dar ieșind și vorbind cu dumneavoastră și ieșind și pe posturi naționale, cu siguranță voi avea posibilitate și prin ceea ce fac și prin munca și ceea ce am făcut uitându-mă în spate, acolo unde am fost ca City Manager, v-am zis, ca șef de agenție la Autoritatea Rutieră Română, ca director la Direcția de Sport, ca și secretar de stat în Ministerul Transportului și acum ca și senator. Credeți-mă că mă uit în spate și văd lucruri la care am lucrat cu seriozitate, cu conștiință, cu putere și sunt mândru de ceea ce am făcut. Și v-am zis, voi și mult mai des poate și voi spune ceea ce face Partidul Social Democrat și faptul că nu e rău să faci un sport de echipă. Spuneți-mi, vă rog, acum când priviți la rece ceea ce s-a întâmplat la vremea respectivă, nu trageți concluzia că poate v-ați și grăbit când a spus gata, renunț la nominalizare? Cu siguranță, dacă erau, să știți, puteau fi, dacă vreți, gândind la rece acum, erau două posibilități. Una în care puteam să nu renunț și atunci toată mass media putea să vină pe mine și să te urmărească dacă faci un dezacord sau nu-l faci. Și există posibilitatea asta, ceea ce vedem ori de câte ori vorbește un om, să zicem, la televizor și poate greși. Și efectiv te vânau și atunci într-o lună, două, trei, patru... Vă e frică de media, domnule senator? Mie nu mi-e frică, nu mi-a fost niciodată frică de media. Asta, nu știu... Nu, ceea ce vreau zic că creionați un pic așa mass media, un bau-bau care altceva nu are de făcut decât să targeteze un politician și să scoată ce e mai rău din el. Personal nu sunt de acord. Adică nu asta încerc eu să fac la emisiunile mele. Cu siguranță nici nu asta și nici... Aceasta a fost informația pe care au primit-o. Să știți că acum am fost în emisiune, am fost la Antena 3, da, am fost la Realitate, am fost la România TV. Nu am nicio problemă să pot să discut, să spun de ceea ce face Partidul Social Democrat, să vorbim de ceea ce vrem să facem pentru că sunt senator și pentru
de aceea am intrat noi în guvernare și ceea ce vrem să facem pentru România, adică nu am o problemă de a discuta, numai că atunci a fost foarte, v-am zis, a fost atât de scurt încât la un moment dat am spus, domnule, există cele două posibilități, v-am spus, una să vină mass media și să zică da, domnule, după care spune, domnule, te retragem, și nu mai prindeam niciodată să pot să fiu într-adevăr, să poți să faci ceva, da? Acolo unde am fost de fiecare dată a contat nu doar să fiu, da, nominalizat, ci efectiv să las ceva în urma mea. Ce contează, pentru mine cel puțin contează, sunt inginer de profesie, nu am spus pentru că, vedeți, niciodată nu am, eu am făcut școala, facultatea la noi, la Dunărea de Jos, sunt inginer mecanic. Am dat examen atunci, să știți, în 2002 am dat examen, da, ca să pot să intru. Pot să zic că în primul an și în al doilea an am luat bursă de merit. Adică sunt niște lucruri pe care le-am făcut. Am două lucruri pe care se pot vedea. Numai că, vezi, dumneavoastră, v-am zis, nu apuci și n-am avut timp, fiindcă jucăm la nivel național și atunci nu mai stă nimeni să vadă, domnule, de unde a venit acest tânăr din Galați. Eu trebuie să mulțumesc, v-am zis, organizațiilor pentru susținere, da? Pentru susținerea pe care mi-a dat-o, pentru că niciodată, să știți, Brăila, organizația de Brăila, nu a susținut un gălățean și pentru mine, să știți că eu mândrie și credeți-mă. Eu recunosc mâna pe inimă că am rămas mirat în momentul în care ați fost dumneavoastră nominalizat. De ce? Știam că ați fost ministru secretar de stat la Ministerul Transporturilor și mi se părea că, uitându-mă pe CV-ul pe care l-ați avut, era mult mai aproape de dumneavoastră să fiți nominalizat, de exemplu, la transporturi. La Ministerul Economiei, uitându-mă pe studiile pe care le aveți dumneavoastră, nu prea regăseam, știu eu, că ați fi putut fi un bun ministru al economiei. Ăsta a fost și motivul pentru care, la un moment dat, într-o emisiune aici, la Reperul TV, l-am întrebat pe colegul dumneavoastră, domnul Laurențiu Gâdei, domnule, ți se pare cea mai bună nominalizare pe care putea să o facă PSD-ul pentru funcția de ministru economiei, Marius Umelicu? Dânsul mi-a spus, da, domnule, era cea mai bună nominalizare. Și a argumentat. Un ministru nu trebuie să aibă studii de specialitate în domeniul respectiv, pentru că în minister sunt o grămadă de specialiști care vor duce dinamica ministerului mai departe. Ministrul trebuie să fie doar un foarte bun manager. Sunteți de acord cu asta? Eu vă pot spune că ultimii 6 miniștri ai economiei au fost, 4 au fost ingineri, unul a fost teolog și doar Năsui a fost economist, care, credeți-mă că numai economist nu a fost, deci rezultatele lui. Ceea ce puteți spune, da, și pot să fiu de acord, faptul că fiind secretar de stat în Ministerul Transportului 2 ori, venind din Autoritatea Rutieră Română, având un master în drept și administrație publică europeană, cât și în siguranța și performanța circulației rutiere, cu siguranță pentru era mult mai ușor de explicat faptul că ceea ce am studiat. Dar v-am explicat faptul că am fost și am răspuns la un moment dat de 18 companii. Am răspuns de aeroporturi, da, București, am răspuns de Portul Constanța, am răspuns de FDJ, APDM, am răspuns de Autoritatea Navală Română, am răspuns de domenii, de Tarom, adică efectiv am coordonat aceste, ne-am uitat pe, când am fost city manager, vorbind de bugetul orașului, municipiului Galați, de execuție bugetară, adică am făcut niște lucruri pe care nu înseamnă că nu le știu, ci știu ce înseamnă un buget, știu cum se construiește, știu o companie, știu ce înseamnă capitalul românesc, adică Da, când vorbim despre Ministerul Economiei, cred că vorbim de mult mai mult decât atât. Vorbim până la urmă de un minister foarte important în care eu cred că ar trebui să ai studii de specialitate. Așa văd eu lucrurile. Ce înseamnă de specialitate? Adică asta, să fii un economist. Așa cum nu cred că un om care nu are nicio legătură cu medicina poate fi un bun ministru al sănătății. E o părere dumneavoastră, nu știu să... Da, e o părere, nu înseamnă că am dreptate. Din punctul meu de vedere, e același, adică un ministru în subordine are aceeași, are industria de apărare, ceea ce înseamnă că sunt companii, da, care sunt în care funcționează după aceleași reguli cum funcționează o companie națională. Că e de apărare sau că este Portul Constanța, de exemplu, funcționează după aceleași reguli. Tot postă nou dacă sunt, da, selectați manageri și consiliul de administrație. Într-adevăr, industria de apărare, pentru că acum Ministerul Economiei s-a divizat. Adică este Ministerul Economiei, ce înseamnă industria de apărare, avem săruri minerale și mai avem ceva legat de plafar și cupru min, iar s-a făcut un minister al IMM-urilor și al turismului, ceea ce e divizat.
Așa a fost să fie, nu știu să vă explic mai multe din punct de vedere, putem găsi, să știți, explicații mai mult sau mai puțin fezabile. Asta a fost decizia, v-am spus, niciodată eu nu am renunțat și nu renunț niciodată în ceea ce fac, numai că atunci decizia importantă, v-am spus, gândindu-mă, văzând tot tabloul, da, a fost efectiv, cred că mai important pentru noi a fost programul de guvernare. Am lucrat la programul de guvernare, într-adevăr, pe domeniul transporturi și am pus umărul iată, la acest lucru. Era motivul pentru asta care am rămas ușor mirat când am văzut că nu la transporturi sunteți nominalizat. Și dacă tot vorbim despre manageri buni la cârma unor ministere, să spunem telespectatorilor că ieri tocmai a fost o moțiune simplă de cenzură îndreptată împotriva ministrului energiei, domnul Popescu. Moțiunea nu a trecut, PSD fiind unul dintre partidele care nu a votat această moțiune de cenzură. Este domnul Popescu, ministrul energiei, un bun manager din punctul PSD de vedere? Din punctul PSD de vedere, nu este un bun manager. Păi și de ce nu l-ați... Sunt două lucruri, dacă vreți, diferite. Una e ceea ce noi am vorbit și spunem că de fiecare dată, atunci când în 2019-2021 Partidul Național Liberal și cu USR-ul și cu DMR au fost la guvernare. Spunem că liberalizarea, am spus atunci că liberalizarea pieței energiei electrice cât și a gazului nu este un lucru bun și prețul o vor lua razna, dacă îmi dați voie. Am spus că nu trebuie să facem lucrul ăsta, dar acest lucru și l-au asumat atât Partidul Național Liberal, cât și cei de la USR. Am spus că am venit la guvernare pentru pachetul social, ceea ce înseamnă că trebuie să apărăm persoane vulnerabile, deși în momentul de față cam toți suntem vulnerabili, atât noi ca și persoane, cât și societățile comerciale. Spunem că ceea ce face domnul Virgil Popescu nu a fost bine, dar în același timp suntem într-o coaliție politică. Nu pot să fiu de acord să vină USR-ul care a stat de mână cu domnul Virgil Popescu și a spus, domnule, liberalizăm împreună, și avem declarații liderilor acestor două partide în care a spus, domnule, e bine să liberalizăm, să fie piața liberă, deși aveau în spate informația faptul că cât e necesarul, cât consumă România, cât consumă industria românească, cât consumă consumatorul casnic, aveai în spate tot ce înseamnă în perioada de vară, în perioada de iarnă. Nu închideam anumite capacități de producție pe care noi le-am închis și acum după 2 ani de zile spunem, domnule, ar trebui să mai, într-adevăr, să dezvoltăm aceste capacități de producție pentru a avea o independență. Nu am fost de acord, de ce? Pentru că acum USR-ul s-a aliat cu AUR, deci extrema dreaptă cu extrema stângă, ceea ce și nu putem să fim de acord cu acest lucru. Bineînțeles, în coaliție, așa cum a spus și domnul președinte Marcel Ciolacu, cel care analizează și ia măsuri, este primul ministru și supune coaliției, într-adevăr, dacă vrea să-l schimbe pe Virgil Popescu. Noi am venit de fiecare dată și venim de fiecare dată, venim cu propuneri. Propuneri, ceea ce am cerut să compensăm în așa fel încât prețurile la energie electrică, factura energiei electrice și la gaz să fie la un nivel suportabil de către populație și spune că începând cu 1 aprilie să putem într-adevăr să plafonăm aceste prețuri astfel încât un an de zile, ceea ce a făcut Franța. Că tot ne spune că suntem Uniunea Europeană și luăm exemple alte țări, cum a făcut Franța, așa să facem și noi, astfel încât oamenii să putem trece de acest val al scumpirilor care nu se va opri aici, dacă nu luăm măsuri. Iată, la această moțiune simplă de cenzură, 3 dintre colegii dumneavoastră de la PSD și un coleg de coaliție de la PNL au votat moțiunea de cenzură, adică au votat pentru ca domnul ministru Popescu să pice. Au argumentat, am văzut declarațiile ulterioare, când au spus, domnule, nu puteam lăsa nesancționată o astfel de manageriere a situației, a crizei economice. O criză care generează inflație, care generează niște prețuri foarte mari. Așa au înțeles oamenii ăia să răspundă oamenilor care i-au trimis în Parlament. De altfel, domnul Ciolacu, de la care ați făcut dumneavoastră trimitere, a spus în cursul zilei de ieri că votul pe care l-a dat PSD, adică acela de a nu vota moțiunea de cenzură, nu înseamnă un cec în alb. Correct. Pentru ministrul energiei. Până la urmă, primează argumentul politic?
n-ar fi trebuit să primeze interesul public? Dacă considerați că este un manager slab, trebuia să aveți o discuție în coaliție, domnule, n-are ce căuta omul ăsta aici, avem moțiune de cenzură, foarte bine, haideți să veniți cu o altă propunere. Cu siguranță au avut loc aceste discuții și cu siguranță vor fi luate niște măsuri în următoarea perioadă. V-am spus, nu pot să susții, politic vorbind, nu pot să susții o moțiune a celor de la AUR și de la USR, în condițiile în care, v-am spus, au fost împreună USR-ul și au fost de acord cu această liberalizare. Pentru că liberalizarea ne-a creat această creștere a prețurilor pe care nu o mai putem opri. Cum a spus și domnul președinte, într-adevăr nu e un cec în alb și noi suntem nemulțumiți și vedem că tot ceea ce se întâmplă este datorită acestei liberalizări. Toate prețurile, pentru că atunci din când cauza crește, din cauza acestor, da? De ce? Pentru că toate prețurile se duc în sus, pentru că consumul, da, îți crește cheltuiala, produsul finit, bineînțeles, va fi mult mai scump decât. Și analiștii economici prognozează o așa numită apocalipsă a prețurilor, chiar așa au numit-o. În luna aprilie a acestui an, BNR vorbește despre o inflație care să depășească 10%. Și voiam să vă întreb, că sunteți acolo, la București, în Parlament, aproape de deciziile cele mai importante, are guvernul actual soluții sau ne mulțumim cu ceea ce vedem în momentul de față? Multe discuții și multe atacuri venite dinspre PNL către PSD și dinspre PSD către PNL. Să știți că noi am intrat la guvernare să stabilizăm această nebunie a prețurilor și de a proteja, v-am zis, populația românii, cât și societățile comerciale, societățile noastre, mediul de afaceri, IMM-urile. A venit cu propune. Este foarte ușor pentru noi, să știți. Puteam să stăm în opoziție, să spunem că acum ajungeam undeva la 50%, puteam să și am intrat la guvernare și putem să stăm deoparte și să spunem specialiștii noștri, domnule, aveți Ministerul Energiei, da, veniți cu propuneri, faceți o estimare a bugetului, pentru că trebuie să avem și estimarea bugetului, după care venim în coaliție și stăm de vorbă. Lucrul acesta, din păcate, nu din păcate, din fericire pentru români, noi nu stăm. Și atunci cu specialiștii noștri încercăm să găsim soluții. De fiecare dată am venit cu soluții, cum a fost, v-am spus, compensăm, plafonăm și ne-am bătut să fac această compensare și această plafonare din 1 februarie. Pentru că dacă lăsam să fie făcută din 1 martie, vă dați seama și facturile la ce prețuri veneau în ianuarie și nu puteau fi plătite. Venim și spunem, până pe 30, schema de ajutor este până pe 31 martie, anul acesta. Ce facem din 1 aprilie? Și atunci spunem, trebuie să reglementăm piața, să venim la o piață reglementată, astfel încât un an de zile, astfel încât aceste lucruri și tot estimările care au venit și spune că inflația va fi foarte mare, atunci efectiv să oprim această inflație. E o decizie, să știți, de fiecare dată noi venim cu soluții și venim cu propuneri. Fiind o coaliție, acesta se discută în coaliție, sunt discuții, eu cred, bune și sperăm să reușim ca începând cu 1 aprilie să reglementăm această piață a energiei, pentru că altfel va fi din ce în ce mai greu pentru toți. Apropo de soluții și de propuneri, cum apreciați cele propuse de către domnul ministru al finanțelor, domnul Căciu, Adrian Căciu, care într-un interviu pentru Hot News a vorbit la un moment dat de așa numita taxă pe lux, pe care astăzi au numit-o cei din presa centrală. Domnia sa a pus problema la un moment dat că s-ar putea în anul 2022 să fie propuse noi taxe cu aplicabilitate de la 1 ianuarie 2023, în special pentru cei care au o apetență deosebită, spunea domnia sa, de a avea, știu eu, locuințe, apartamente și așa mai departe. Dacă ai 3 proprietăți, să începi să plătești niște taxe. Dacă ai 3 mașini, spunea domnia sa, chiar ca să nu vorbim despre 2, dacă ai 3 mașini, să plătești o suprataxă. Sunteți de acord cu genul acesta de politică fiscală? Să știți, sunt la nivelul Ministerului Finanțelor Publice, sunt mai multe simulări.
după cum bine știți, și de la începutul anului a fost acea taxă de solidaritate pe care a trebuit să o plătească mari contributori, 1%, după care a fost o discuție și o transparență și un dialog în care am spus, domnule, ok, nu vom face acest lucru decât după ce stăm de vorbă. Am stat de vorbă și am spus, nu vom aplica, nu vom pune această taxă, după care a fost legată de tot așa taxă de lux. Dar credeți-mă că acum când vorbim și dacă spunem că cred că nici eu, nici dumneavoastră și nici cât 90% din români nu cred că au 3 case. Când începi să ai 3 case sau 3 mașini, înseamnă că chiar înseamnă îți permiți că... anumite lucruri. Înseamnă păi, că îți permiți puțin, anumite le-am lucruri. Le-am cumpărat până la urmă din businessurile pe care le-am făcut sau din... Deci totul este legal, am plătit taxe și impozite, de ce trebuie să mă suprataxezi? Dacă eu mi-am economisit, în loc să pun banii la bancă, mi-am investit într-o altă casă sau într-un alt apartament. Nu am 3 case, ca să înțelegem, nu sunt implicat emoțional. Dar nu înțeleg genul acesta de suprataxare. Adică ți-ai păstrat banii în bancă, ok, n-ai niciun fel de problemă. I-ai investit în niște apartamente, ai o problemă, te suprataxăm. Ca să nu mai vorbim de mașini, că ar fi trebuit și de la a doua mașină de familie, dar hai, poate discutăm de la a treia. Adică dacă eu am mașină, soția are mașină și copilul care este major are mașină, deja ar trebui să fim suprataxați. Sau cum e asta? La câți români, domnul Rugină, câți români au 3 case și 3 mașini? Habar n-am, nu am cifrele astea. Vă spun că cred că 95% nu au așa ceva. Nu știu, ai de unde să nu ai, știu, zic, noi când suntem la 2,45 de milioane de oameni, de pensionari care au pensia de 1600 de lei, deci 2,45 milioane, când avem un salariu minim pe economie la, în care sunt milioane de oameni, de unde să aibă 3, e n-au o casă, de unde să aibă 3 case? E o discuție, știți, tot ceea ce a venit și ministrul, dacă vreți, dar credeți-mă că 3 case nu au foarte mulți și odată ce poate fi o discuție legată de acest lucru, poate de solidaritate, poate faptul că având 3 case poți plăti la 3-a casă. Mie mi se pare, dacă vreți, personal, mi se pare, depinde cât plătești, să știți. Dacă suma este, nu știu, de la 200 de lei, poate știi, 500 de lei, impozit, poate nu e atât de mult. Ideea de bază este că tot ceea ce a venit și a propus domnul, a discutat întâi, va fi, bineînțeles, pe transparență, vor fi discuții, în așa fel încât se va lua cea mai bună decizie la nivelul Ministerului Finanțelor Publice. Ca să nu creionăm emisiunea asta numai în tonuri închise, haide să venim aici, în zona aceasta, Galați-Brăila. Pentru că, cel puțin, în zona de dezvoltare Galați-Brăila, pe partea aceasta de infrastructură, în ultimul timp avem o grămadă de vești bune. Cea mai nouă pe care am văzut-o în cursul zilei de astăzi, consiliile județene din Galați, Brăila, Ialomița și Călăraș au semnat un așa numit ADI, Asociere Dezvoltare Intercomunitare, care împreună cu CNAIR au pus bazele unor proiecte de infrastructură. Dați-ne mai multe detalii că sunteți mai apropiat de subiectul ăsta. Da, într-adevăr vorbim de lucruri. Da. Ideea este următoarea. Atunci când am intrat la guvernare, ceea ce am și promis în 2020, atunci când am venit în fața gălățenilor și brăilinilor și în fața românilor și am spus, domnilor, votați-ne, de ce? Pentru că vrem să dezvoltăm zona, pentru că vrem să dezvoltăm Galațiu și regiunea. Și mulțumim din nou gălățenilor, după un an de zile suntem din nou la guvernare. Și credeți-ne că reașezăm Galațiu pe harta României, ceea ce e un lucru extraordinar. Vă mai pot spune că sunt în departamentul transporturi la nivelul Partidului Social Democrat în Chiselev, da, la noi, și am lucrat la planul acesta de guvernare, PSD, PNL, UDMR, 2021-2024, și am pus în plan drum expres Galați-Brăila, variante de ocolire, centura mare a Galațiului. Am pus aeroportul din Galați, am pus platforma multimodală, cât și acest transregiu între Galați, Brăila, Slobozia, Călăraș, Chiciu, ceea ce ne leagă de A2, de Autostrada Soarelui. Este un lucru extraordinar, faptul că și la Ministerul Transportului avem pe viceprim-ministru, domnul ministru Sorin Grindeanu, și faptul că a înțeles că printr-un ADI și printr-o legătură, da? Printr-un contract de asociere între CNAIR,
da? Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere, cât și celelalte consilii județene, putem să dezvoltăm mult mai repede. Pentru că fiecare consiliu județean a învățat ce înseamnă un proiect european, a învățat să dezvolte și să facă cu pași mult mai repezi și știu cel mai bine și suprafața și pe unde trebuie să treacă poate drumul respectiv, astfel încât să avem acest proiect implementat mult mai repede. Faptul că ne-am unit și că într-adevăr vedem că avem nevoie și în planul nostru, să știți, atunci când am venit în fața Gălățenilor, a fost acest și în ceea ce am propus și eu ca și senator, cât și ceilalți parlamentari PSD, am propus acest drum de legătură Drajna, da, A2, ceea ce se și întâmplă în momentul de față. Este un lucru, v-am zis, foarte bun, faptul că ne-am unit, faptul că au semnat acest contract, faptul că va începe acest studiu de fezabilitate, cât obține autorizația de construcție. Sperăm ca într-un an, nu știu, un an jumătate să putem să începem și să vedem lucrându-se la acest proiect, ceea ce pe noi, să știți, de fiecare dată, atunci când am fost city manager al municipiului Galați, au fost foarte mulți oameni ce au vrut să investească. Au fost ambasadori, au fost consul și au spus, domnule, într-adevăr, pot veni firme, companii mari, vin în Galați, aduc materie primă, fac un produs finit. Cum îl transportăm? Pe ce îl transportăm? Cum îl ducem? Înțelegi? Și atunci a trebuit să avem o legătură efectiv cu autostrada, să ne legăm de țară. Cred că Galațiul are o șansă acum, cu noi aflându-ne la guvernare, sper să dureze această și să avem această guvernare cât mai lungă, pentru că într-un an, 2 ani de zile, 3 ani de zile până în 2024 vom vedea proiectele, unele terminate și unele într-o fază destul de avansată de a se termina. Toată această dezvoltare a infrastructurii rutiere are conexiune și cu podul peste Dunăre, de la Brăila. Stăteam și mă gândeam, cum stăm la capitolul drumuri care pornesc de la podul peste Dunăre până la Tulcea și până la centura ocolitoare a Galațiului? Cum stați aici din punct de vedere al proiectelor? Pentru că văd că podul se mișcă, nu se mișcă, dragul de el, se dezvoltă, dar chiar cred că n-ar fi foarte interesant să se miște așa când bate vântul. Dar cu siguranță există o mișcare. Da, se dezvoltă, dar drumurile acestea care pornesc de la pod către Tulcea și către centura mare a Galațiului, în ce stadiu se află? Lucru extraordinar atunci când pe rețeaua de socializare, vedeți că în 2016 am prezentat și am răspuns de CNAIR, de CNADNR atunci se numea, am răspuns și într-adevăr am pus umorul puțin pentru studiul de fezabilitate, cât și proiectul tehnic astfel încât să meargă mai departe. În 2018 domnul Mihai Tudose a semnat acest contract. 2021 vedem că se lucrează, 2022 și sperăm că în 2023 chiar să mergem pe acest pod. S-au pus tot la fel, am avut probleme și atunci când ai un proiect de această anvergură, cu siguranță se întâmplă atunci când sapi nu știe anumite, din păcate în România, nu știe anumite rețele, sunt sau nu sunt. Și atunci a trebuit să faci devieri de utilități. Și acum când a venit în vizită la noi domnul Grindeanu, domnul ministru, există spre Baldovinești, trebuiau relocat, da, mutat niște utilități, aveam niște stâlpi de înaltă tensiune. Când a venit și a aflat despre ce este vorba, deja vă spun că există contractul și în 2-3 săptămâni deja se mută acei stâlpi, astfel încât să se termine lucrarea. Pe partea dinspre Galați, spre Brăila, avem drum pe 4 benzi până la Baldovinești, după care avem un nod rutier, ceea ce se va lega cu drum expres Galați-Brăila, ceea ce acum lucrează și chiar am niște poze care lucrează și noaptea și ziua, 24 de ore din 24, firma românească UMB-ul, ceea ce e un lucru extraordinar, un constructor foarte bun și serios și care va termina înainte de termen acest drum expres. Avem centura mare a Galațiului, ceea ce a făcut acum și a semnat tot așa domnul președinte al Consiliului Județean, domnul Fotea, Costel Fotea, a semnat pentru acei 8 km pentru a face legătura între varianta de ocolire centura mare și drum expres pentru a putea fi finanțat din fonduri europene. Contează foarte mult să avem pe rețeaua TNT, astfel încât să putem să intrăm în Europa. De fiecare dată v-am spus, eu am văzut
și văd Galațiu și România nu ca sfârșitul Uniunii Europene, ci de aici începe Uniunea Europeană și să se vadă acest lucru. Același lucru am mai obținut, tot așa de la CNAIR, Consiliul Județean, să facă 40 de kilometri de drum, să lărgească drumul până la Tudor Vladimirescu. Sunt lucruri importante, sunt lucruri care se vor vedea în perioada următoare. Ceea ce promitem Gălățeni și ceea ce am promis de fiecare dată, atât timp cât suntem la guvernare, cu siguranță vom dezvolta această zonă, pentru că avem nevoie de dezvoltarea Galațiului, pentru că, v-am zis și un lucru personal, nu sunt eu personal și nu numai eu, și mulți prieteni și cunoștințe, nu suntem încă pregătiți ca copiii noștri să plece din zona respectivă, din zona noastră a Galațiului, ci poate să înveți într-adevăr, nu știu, în țară, în alt oraș sau peste hotare, dar atunci să se întoarcă. Să se sufere cei de la Universitatea Dunărea de Jos și Danubius pe dumneavoastră. Nu, acum poate să înveți, am zis, nu înseamnă, dar nu sunt pregătiți să plece. De ce? Pentru asta, da, cu know-how, cunoștințele acumulate, poate să vină în Galați, să aducă această plus valoare, dar pentru a face acest lucru trebuie să aducem, trebuie să creăm condiții pentru ca și copiii noștri să se întoarcă de unde s-a născut. Apropo de promisiuni făcute gălățenilor, brăilenilor, de către politicieni. Și când spun politicieni, mă refer la toate partidele politice, și la dumneavoastră PSD și la cei de la Partidul Național Liberal. Există o promisiune care la un moment dat, când apărea în comunicarea oamenilor politici, stârnea zâmbete în cel mai delicat caz. Aeroportul de la Galați. Se apropia o campanie electorală, vorbea lumea despre aeroport, zâmbeau pe sub mustăți toți oamenii din presă care erau prezenți la momentul respectiv. Acum se pare că de la faza aeroportul pe povești s-a ajuns la studiu de oportunitate, studiu de fezabilitate. Din câte știți dumneavoastră, cât de fezabil este un astfel de proiect la Galați? Eu vă zic, ca și fost secretar de stat în Ministerul Transporturilor, este foarte fezabil. Este fezabil și se va face. E o istorie, să știți, de fiecare dată. Mulți au spus, domnule, ai făcut anumite lucruri, sau am făcut, pentru că am făcut în echipă, dar nu am venit să povestim. Păi, în 2017 am fost cu președintele Consiliului Costel Fota și cu primarul Ionuț Puchean, am fost la Autoritatea Aeronautică, în care am stat de vorbă cu specialiștii și le-am spus, domnule, vrem să facem la Galați un aeroport. Cum facem? Ne-au trimis doi specialiști, am făcut un studiu de oportunitate, a făcut Consiliul Județean, plătit, și ne-a spus, domnule, dacă putem face, nu putem face, niște studii, roza vânturilor, de unde vine, cum vine, unde ar trebui să fie amplasat. Deci cu specialiști am făcut. Acum, când am venit la guvernare, am putut să prindem în planul de guvernare acest aeroport. Credeți-mă că am vorbit de 10-20 de ori cu președintele nostru, domnul Dan Nica, în care am spus, domnul președinte, nu e prins. Cum nu e prins? Nu, mai sună o dată, sună o dată. Domnule, l-au prins, bun. Pentru că noi am făcut Partidul Social Democrat, am făcut programul nostru de guvernare, apoi a venit Partidul Național Liberal, programul lor de guvernare și UDMR-ul, după care s-a asamblat la nivelul țării și apoi, bineînțeles, că exista și ultima variantă, tot ne trimiteau, fiind în departamentul, v-am zis, de transport la nivelul național la Partidul Social Democrat, vedeam de fiecare dată mișcări, s-a mișcat, nu s-a mișcat, nu s-a prins. Prinzându-l, de ce? Avem nevoie să fie prins, pentru că fiind votat în Parlament, este ca o Biblie, dacă pot spune așa. Și atunci trebuie făcut. După am avut, la nivelul Ministerului Transporturilor, a fost acest plan strategic de dezvoltare a infrastructurii 2021-2027. Și iar nu erau prinse anumite investiții de care noi avem nevoie. Și așa a fost prins acest aeroport. Cu siguranță, domn președinte, domn Costel Fodea vă va spune mai multe. Dânsul va scoate, cred că anul acesta, studiu de fezabilitate. Și nu e important să știți atât faptul de a-l construi, pentru că pe o structură metalică faci terminalul, pista, ceea ce va costa cel mai mult din 2 km jumătate sau 3 km dacă vrem să zboare sau să aterizeze fiecare, orice aeronavă, cea mai grea aeronavă, va fi atât de pasageri cât și cargo. Și cel mai important, asta vreau să vă spun, este operatorul de transport, astfel încât să putem să zburăm. Ceea ce noi am vorbit și atunci când am fost la București, la Autoritatea Aeronautică, a fost faptul că ce vrem să zboare, ce tip de aeronavă. Și atunci am spus un Airbus 310 sau un 737, vrem să ajungem la Londra.
Da? Dacă ajungi la Londra, poți să ajungi și la Roma, și la Paris sau oriunde. Credeți-mă că e un vis și sunt suficienți prieteni și cunoscuți care au spus de, dacă voi reuși să faceți acest lucru, mă înscriu în Partidul Social Democrat, venim cu toții la voi dacă îl faceți. Credeți-mă că e un deziderat, chiar dacă zâmbesc unii sau alții, credeți-mă că ne l-am propus, este în planul nostru de cu planul nostru de guvernare, ceea ce am promis gălățenilor, brăilenilor, pentru că nu e doar al nostru, ci al regiunii va fi un aeroport internațional și credeți-mă că eu sper că în cel mai scurt timp chiar să vedem niște lucruri importante și acest aeroport demarând. E exact ceea ce am spus la începutul emisiunii. Iată, se pare că sunteți mult mai la curent cu ceea ce se întâmplă pe partea aceasta de Minister al Transporturilor decât pe partea aceea de economie și asta mi-am rămas mirat că nu ați fost propus pentru o funcție la transporturi. Toate aceste proiecte investiționale de care vorbiți dumneavoastră au nevoie de o stabilitate politică. Cum vedeți dumneavoastră ceea ce se întâmplă în momentul de față în coaliția de guvernare între PSD și PNL? Rezistă această coaliție? Să știți că trebuie să reziste. De ce? Pentru că dacă nu rezistă, cred că ne apropiem de niște alegeri anticipate, dacă îmi dați voie. Acum, e o luptă și să știți, atunci când președintele Partidului Național Liberal, care a fost prim-ministru și care nu mai e acum, și vine de fiecare dată și trebuie să spună în fiecare zi, spune ceva legat de ministrul sănătății, domnul Rafila. Vine și spune ceva de ministrul al finanțelor publice, domnul Căciu. Vine și spune ceva de domnul Budăi, al ministrul muncii. Atunci, cu siguranță, trebuie și noi, adică, fără să vrei o reacție. Ceea ce a spus domnul Marcel Ciolacu, domnul președinte al Partidului Social Democrat, are o relație foarte bună și avem o relație și un echilibru acest prim-ministru, da, domnul Ciucă, ceea ce cred că, cu siguranță, chiar dacă vor fi câteva schimbări la nivelul, da, câteva remanieri, câteva schimbări la nivelul ministerelor, cu siguranță trebuie să mergem înainte. Avem nevoie de stabilitate, să știți, orice lucru și orice, nu știu, dacă se rupe această coaliție, cu siguranță vom avea de suferit cu toții. Avem acest plan național de redresare și reziliență pe care trebuie să-l aprobăm, pe care trebuie deja să tragem bani, deja trebuie să avem proiecte. Asta am făcut noi, să știți, dacă vreți, lăsând la o parte politică, greșit în România, că am schimbat prea repede. Ar trebui să fie cel puțin, da, 4 ani de zile, ai pus un ministru, te gândești când îl pui pe poziție și îl lași să facă un an, 2, 3, 4 sau împreună o coaliție să rămână 4 ani de zile. Din păcate, în România, în 4 ani de zile am schimbat 10 miniștri, nu mai știi care e strategia, vine următorul și spune, strategia mea este alta. Eu cred că avem nevoie de stabilitate. S-au mai întâmplat cazuri în care au fost nominalizați unii pentru ministru și au demisionat a doua zi. Au retras. Există și această... Dar e un început, să știți. Cineva a zis, doamne, bucură-te că unii n-au fost nominalizați niciodată în viața lor, ceea ce poate fi și asta o discuție. Puține minute mai avem din emisiunea de astăzi. Nu vreau să trecem peste subiectul pe care l-am văzut cu toții la televizor zilele acestea. Cum vedeți dumneavoastră, tânăr politician, ceea ce s-a întâmplat la moțiunea de cenzură? Un parlamentar a început să jignească vorbitorul în plen. S-a dus la ministru, l-a luat de ceafă, ministru l-a jignit și el. După aceea, la ședințe, s-au îmbrâncit, s-au călcat pe picioare intenționat. Și toate astea se întâmplă, bineînțeles, cu telefonul pornit pe live video. Cum se vede la dumneavoastră genul ăsta de a face politică? Mulțumesc în primul rând de apreciere, tânăr politician, ceea ce fiind tânăr e un lucru extraordinar. Legat de... Nu pot fi de acord, să știți. Sunt la primul mandat al meu de parlamentar, de senator. Nu mi se pare normal. De aceea să știți și încrederea oamenilor, în românilor, în parlament, în senat și în Camera Deputaților este scăzută. Nu poți să vezi un circ. Nu poți, adică trebuie să vii cu argument. Ajungi pe o poziție de demnitar și atunci trebuie să vii cu argument. Cineva a greșit. Bun, vină tu și spune ceea ce trebuie să faci. Nu mai să înjuri, să-l iei de gât. Plus că violența asta fizică,
Nu trebuie modificat statutul parlamentarului? Să știți că s-a modificat acum când vorbim, s-a modificat regulamentul în Camera Deputaților. Nu sunt de acord, că a spus domnul Simion de la Aur, spune, domnule, eu oricum voi încălca legea. Și nu contează dacă ei voi ataca la ce cerea această hotărâre ce s-a votat în Camera Deputaților. Cu siguranță și în Senat vor urma modificări ale regulamentului. Adică noi mergem și facem un debate, o dezbatere. Venim cu argumente pro și contra. În niciun caz nu poți, nu jignești, da? Nu poți să vă agresezi fizic. Nu există așa ceva. Pentru că lumea se uită. Păi dacă domnul Simion vine și ia un ministru de gât, păi înseamnă că domnul Simion poate să vină pe stradă și să ne ia pe fiecare dintre noi de gât, să spună, băi, ești hoț, de ce? Băi, așa mi s-a părut mie, că așa cred eu. Și că au păcălit nu știu câți oameni. Nu există, adică noi trebuie să fim un exemplu și v-am spus, în Parlament există dezbate, există amendamente pro și contra, arată ce vrei să faci, arată că într-adevăr vrei binele românilor. Atunci doar vii și strigi, te filmezi, plus că și filmarea asta, credeți-mă că ai zile bune sau mai puțin bune, ai probleme, nu știu, se întâmplă în familie, mama, tata, bunica, s-a întâmplat, da, poate un eveniment neplăcut, vine cineva și îți pune telefonul în față și vorbește cu tine, spune, hoțule, ce faci? Fără să vrei, poate îi dai o replică pe care atunci, fiind nervos, nu-ți dai seama. Da? S-a schimbat regulamentul, ceea ce și pecuniar, astfel încât să plătească pentru ceea ce dacă există, greșește. Există, din punctul dumneavoastră de vedere, o apetență a electoratului pentru genul ăsta de ieșire? Adică, credeți că românii apreciază genul ăsta de exhibiționism politic? Nu știu ce, dacă apreciază sau nu apreciază, așa sunt suficienți care se uită, pentru că spune domnul, eu transmit live și începe să vorbească, nu știu, v-am zis, ai un alt statut din punctul meu de vedere. Atunci când ai venit, vin din Galați, da? Mă interesează să apăr economia, tot ceea ce ține de noi, de, nu știu, de combinat, de șantier, de tot ceea ce ține și să aducem plus valoare. Mă interesează să facem drumurile, să facem portul din Galați. Mă interesează să aducem plus valoare în Galați, în așa fel încât atunci când vin înapoi, să spun, domnule, nu m-ați trimis degeaba. Și avem niște rezultate. Atunci când vin și doar mă cert și spun și întreb, domnule, care e planul dumneavoastră, programul dumneavoastră politic, ce părere aveți despre creșterea facturilor? Domnule, jos! Adică sunt niște lucruri pe care trebuie să trecem de o limită. Din păcate, să știți, ceea ce se întâmplă acum cu Aur s-a întâmplat cu USR-ul 2016-2020. Acum, dacă vreți, le-a furat telefonul, nu mai e USR-ul cu telefonul în mână, ceea ce a fost în mandatul trecut, ci e Aurul cu telefonul în mână. Și să știți, din câte știu, nu că nu le-am dat voie sau nu le dă voie regulamentul să filmeze, ci efectiv să filmeze din bancă de la el, fără să vină alături de tine, aproape de tine, să-ți bage telefonul, să te incite, să zici o prostie. Pentru că fără să vrei, v-am zis, sunt momente și momente în viața ta în care poți să greșești, dacă cineva tot îți spune o dată, două ori, de trei ori, de cinci ori. Pe final, domnule senator, ați lucrat o perioadă destul de lungă în administrație publică locală. Ați lucrat și în minister, acum sunteți în Parlamentul României. Unde ați vrea să vă prindă 2024, finalul anului 2024? În administrația publică locală sau în Parlament? De vreme să vă spun, să vă dau un răspuns la această întrebare. Cu siguranță, lucrând în administrație publică locală, cât și centrală, acum sunt la Senat, e executivul și acum sunt în legislativ, sunt două lucruri diferite. Cred că văd altfel, cu alți ochi, tot ceea ce se întâmplă acum în Parlament și faptul că dacă, de exemplu, în primărie, ca city manager, puteam face niște lucruri punctuale și vedeam rezultatul, chiar venea cineva la tine în birou și puteai să-l rezolvi, să-l ajuți și se rezolvă problema și o vedeai imediată, sau făceai o investiție în care spuneam, domnule, am prins un buget și o vedem peste un an, doi, în Parlament vă dați seama, legiferăm, sunt legi, sunt alte lucruri și puteți să vezi dincolo de nu ai percepția sau nu ai imediat rezultatul muncii tale. Nu știu să vă spun în momentul de față, sunt pregătit pentru orice, pentru că așa e viața. Important să știți, acolo unde ești, trebuie să lași ceva în urmă. Acolo unde desfășori activitatea, trebuie să aduci o plus valoare, pentru că altfel, vă spun, uitându-ne în urmă, fiecare dintre noi, să știți, ar trebui să ne uităm în urmă, să vedem, doamne, am lăsat ceva, am făcut ceva, pentru că cred că asta e un lucru. Adică, lași o urmă.
pe urma ta, să știți, vor călca alți copiii noștri, vor călca nepoții noștri și poate o vor face mult mai mare sau e un început pentru fiecare. Mulțumesc mult pentru prezența la această emisiune. Vă mai aștept aici ori de câte ori timpul vă permite și aveți informații interesante pentru gălățeni și brăileni. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. O seară bună tuturor!